lumea se respecte, atunci a plouat, a fost foarte cald, dar indiferent că e cald sau că e frig, vino la Remat că ești așteptat. Că ești așteptat. Deci suntem din nou la Remat, Vrancea, în compania domnului inginer Dan Dima, managerul acestei firme care ține de o viață, văd eu deja. Bună seara! Mă scoate la pensie. Mă scoate la pensie sau vă scoate pe real. Văd că v-am mai scos și pe real de când am mai venit, adică de când vin eu pe aici, de 1000 de ani de acum. Nu știu dacă Remată sau alții, nu știu. Domnule director, cum a fost în ultima perioadă? Pentru că ați avut parte și de vijelii și de ploaie, dar și de caniculă îngrozitoare. Pe noi mai mult ploaia ne-a afectat. Ne-a mai umplut curtea cu apă pe aici. Chiar da, au fost inundații aici în curte? Puțin, nu. Așa, jumătate de zi, să nu pot... Da, v-a afectat, adică v-a... Ce, ne-a spălat fierul, ce putea să ne facă? Deci atât, da. Nu v-a stricat nimic. Nu, de stricat nu. Spuneți-mi, vă rog, și chiar e rog. Bine că s-a mai răcorit și putem munci, că pe căldurile alea era mult mai greu. Bine, și acum e arcidăuri să vină niște călduri. Se pare că... În luna lui cuptor. Suntem în luna lui cuptor. Din păcate o streacă și asta, așa cum trec toate repede de tot. Ne-am obișnuit. Domnule director, despre programul Rabla vreau să vă întreb întâi. S-a terminat. S-a terminat? Cum ați... Ce ați câștigat după urma programului Rabla? Nu am câștigat foarte mult. Programul Rabla pentru persoane fizice, din câte știu eu, s-a terminat. Acum să vedem dacă va fi prelungit ca în alți ani. Mai există programul Rabla pentru persoane juridice. Cantitățile de VSE-uri n-au fost nici prea mari, nici prea mici. Au fost pe undeva, pe la mijloc. Dar ați câștigat ceva bani de aici, nu? Câștigăm bani din orice. Câștigați bani din orice, totul este să știi să faci, dacă este corectă exprimarea, să faci bani din orice. Se pare că dumneavoastră știți. Ei. V-ați învățat. Nu știu, dacă eu personal sau tot colectiv. Mă rog, împreună cu colectivul, dar ați învățat să faceți bani din orice. Și apropo de făcut bani din orice, hai să discutăm în fața telespectatorilor. Din ce faceți dumneavoastră bani? Păi se pot face bani din cam toate deșeurile. Și le reamintim. Bineînțeles, de fiecare dată, pentru că oamenii trebuie să știe... Că și ei pot câștiga ceva bani În primul rând deșeurile de fier, după aceea sunt deșeurile de neferoase, aluminiu, cupru, alam, aur și argint. Plumb. Nu, nu aur și argint, că nici nu suntem autorizați pentru metale precioase. După aceea, acumulatori auto, deșeuri electrice, electrocasnice, deșeuri de ambalaje, unde... Aici sunt, prețurile tot variază, au fost prețuri mai bune la sticlă, acum au scăzut, pentru că nu mai avem pe unde să o dăm, s-au aglomerat toate fabricile cu sticlă. Deșeuri de plastic, folie, bidoane, de la bidoanele de PET până la bidoanele de detergent sau de ulei. Șampon, chestii, da. Toate. Așa. Anvelope, iarăși nu dăm bani. Dar le luăm. Monitoare, televizoare, nici pe electrice, electrice și electrice. Dar dintre electrice, pe ce? Care sunt plătite și care nu sunt plătite? Cele, ca să știe oamenii. Cel mai bine plătit ar fi telefoanele mobile, dar nu știu cine strânge telefoane mobile cu kilogramul. Poftiți, da, cu kilogramele. Da. Și fără baterii. Și fără baterii. Dar de ce sunt așa de bine plătite telefoanele? Că se pot recondiționa, probabil? Da. Au procesoare care sunt scumpe, au circuite integrate și au electronică de ultima oră în ele. Dar acum, în ultima lună, că practic noi vorbim de luna care a trecut de fiecare dată, ați avut amatori care să vină să lucreze la dumneavoastră, zilieri? Am avut. Și acum, la ora actuală, aveți suficient zilieri? Am, da. Pentru că acum, da, vă rog. Ne-am organizat și noi puțin mai bine. În ce constă? Să-i urmărim, să vedem cum își fac normele și atunci a trebuit să... Adică i-am dimensionat, eu zic, mai bine în ultima vreme.
Deci ați fost mai atenți, da, la modul cum lucrează. Exact. Erau și unii care, ca peste tot, dau buleală, să mă scuzați de expresie, da, așa se spune, văd, da, eu. Da? Și i-ați eliminat pe aceștia, bineînțeles. Și n-au venit a doua zi să-și ceară iertare și să roage să... Nu, sunt... Am zis o zi, două, trei, tot facem observații. La revedere, ne despărțim. Dar, bun, ce trebuie să facă un om care vine să lucreze aici? Despre asta n-am discutat niciodată. De ce trebuie să facă? Ca să știe oamenii... Să sorteze diferite tipuri de deșeuri, îi arătăm ce, cum să le sorteze, asta, și are o normă. O normă? Cât pe zi, câte ore pe zi se lucrează? 8 ore, nu. 8 ore pe zi, începând cu ora 8, probabil. 8 până la 16. Până la ora 4, ca în orice alt domeniu de activitate. Le dați mănuși, le dați ca să sorteze... Asta, da. Cască, pe unde e, dacă e nevoie, dar de obicei sunt în locuri separate. Nu, sunt nu, în locuri. Le dați acest... apă minerală pe căldura asta? La toți angajații. La toți angajații. Pentru că... Și neangajații. Și neangajații. Cât au voie să lucreze pe lună zilierii? Nu, ei au... La noi, un zilier are voie să lucreze 90 de zile într-un an. 90 de zile într-un an. Și sunt plătiți cum? La zi sau în fiecare seară ei pleacă cu banii care li se cuvin? Și cam care sunt banii care li se cuvin? 60 de lei. Bani. 600 de mii vechi. Da. Foarte bine. O relație cu salariul minim pe economie. Păi dacă ar fi 60 de lei pe zi și ar fi 28 de zile, dacă ar fi... Dar nu, să lucrează 20-21 de zile. 20-21 de zile. Nu lucrăm, sâmbătă. Da, 6 ori 2, câți bani ar fi? 1200. 1200, deci cât lucrează... E salariul pe economie. Da, salariul pe economie. Păi, de cât, cum îi văd pe unii, că stau și scotocesc în gunoaie sau merg să... De ce râdeți? Aveți o problemă cu asta. Da, și eu am o problemă, pentru că v-am spus. Sunt foarte puțini oameni tineri sau de vârstă medie, care zici că-s bun de muncă, care vin. Majoritatea sunt pensionari care vin să-și întregească pensia. Păi da, și eu cred că mai mult muncesc pensionarii care vin să-și întregească pensia, sunt mai corect și mai serioși decât ăștia mai tineri care vin să mai aibă bani de o bere sau de o țuică. Corect. Ăsta este adevărul. E foarte mare adevărul. Nu e adevărat? Da. Pentru că vedem și noi, îmi pare rău că spun, dar... sunteți mai tânăr ca mine, dar ați apucat vremurile când chiar noi... Munceam și eram conștienți de faptul că am semnat un angajament să muncim și nu ne băteam joc. Chiar nu mă deranjează că facem reclamă pentru zilier, că poate vin și întreabă și poate găsim oameni mai buni. V-am zis, avem și două persoane pe care le-am ales dintre zilier și le-am angajat permanent pentru că s-au dovedit oameni serioși și harnici. Dar dumneavoastră aici ați mai avea posibilitatea să mai angajați niște oameni? Aveți locuri de pentru angajare? La momentul actual am un loc de mecanic auto. Pentru dezmembrări, pentru întreținere... Dar ați primi aici pe un inginer? Ați avea nevoie? Nu, n-am. N-aveți nevoie de unul calificat, adică de un inginer? Nu, că avem... Fără mine mai sunt vreo 3 sau 4. Deci mai sunt încă 3-4 ingineri, da? Da. Fiecare cu misiunea lui. Da. Da. Este foarte, adică eu cred că e o discuție care interesează, pentru că sunt atâția oameni care vor să-și rotunjească un pic și, repet, mai mult pensionarii și sunt și unii pensionari tineri la 50, bine, aia de 50 de ani au pensii mari, de obicei aia care au ieșit la 50 de ani la pensie, dar îmi face semn că mai e un minut în această emisiune scurtă, vă rog să le adresați dumneavoastră telespectatorilor tot ce doriți. Adică să le mai spuneți o dată cu ce să vină aici sau care sunt posibilitățile să câștige un ban. Deci, încă o dată, repet, cam tot ce este deșeu care fiecare putem să ne dăm seama că mai poate fi reutilizat, reciclat, îl luăm și are valoare. Mai degrabă spun ce nu are valoare la momentul actual, pentru că să nu aibă oamenii impresia că îi păcălim. Anvelopele auto, sticla, iarăși nu are valoare acum. Sticla așa, nu se plătește? Sticla de ambalaj nu se plătește pentru că suntem într-un blocaj, nu avem unde să o dăm.
Deci s-a adunat atât de multe, dar noi vorbesc numai de noi, de toată țara, încât e blocajul ăsta. Și atunci n-avem ce face. În rest, celelalte sunt de la 10 bani în sus, tot e un preț pe kilogram. Deci, stimați telespectatori, vino la Remat că... Ești așteptat. La revedere!